cinta, aș vrea să vă întreb ceva despre băieți. Sigur, sau zic despre ce vă. Este adevărat că John, în anii precedenți, a luat 4 preavize de exmatriculare? Haradu spune că doar este prietenul tău cel mai bun, ar trebui să știi așa ceva. Deci dacă nu spui acum adevărul, ai 4 puncte în plus. Înțeles? Nu, doamnă, nu. N-a primit John niciun preaviz de exmatriculare în anii trecuți. Bănuiesc că puteți să verificați, nu-i așa? Bineînțeles. Așa. Să vedem. În baza noastră de date nu apare nicăieri că John ar fi avut aceste exmatriculări. Ba din contră. Pagina lui de elev este una destul de bună. Da, are puține absențe, note destul de bune. Deci nu văd care ar fi. Păi și atunci cu plicurile de acasă ce e? Păi cine v-a arătat plicurile? Soră sau? Mă, așteptam ca Nicol să se răzbune și tocmai de asta m-am pregătit dinainte. Ți-am zis o fraie cu ste doamne și pe tine ți-am zis. Știți cum e, doamnă. Multe lucruri se pot falsifica în ziua de azi, dar rămite o amărâtă de foaie plină cu semnături. Cred că fica dumneavoastră se cam ține de prostii. Exact după cum bănuiți, aliatul meu este chiar diriginta. Exmatricularea există, dar ea ne-a acoperit. De ce? Pentru că i-am explicat situația și crede că oricine merită încă o șansă. Arătați-mi totuși situația, vă rog. Sigur că... Răscumpărare pentru panica pe care ți-am dat-o acasă. Ok. Da, bine, mă, ce să zic. Să recunosc că... Hai, lasă, nu face nimic. Voi sunteți liberi? Puteți să mergeți înapoi. Mulțumim. Să rămâna, doamna Iorgu. Să rămâna, mama. Cum ar fi să mergem în America? Băi, ești nebun! Ce tare ar fi! Păi hai să mergem! Wow, ce vis frumos ar fi ca noi doi să mergem în America! Păi hai să vedem ce zice! Urs în America! Adeverință de înscriere! Oh, păi asta e simplu, mă, imediat o facem! Adeverință medicală. Păi mă, tu și mie acum o adeverință dacă trebuie. Media generală peste 8. Păi eu am 8.98, tu cât ai? 8.80. Oh, păi ce ai? Păi mai departe, ne încadrăm? Engleză avansată. Păi eu mai degrabă vorbesc în engleză decât în română. Alea cu je m'appel, ce ai? Trebuie eu. Ce ai? Ia, ce mai zice? Păi fii atent ce scrie aici. Ce, mă, frate? Taxă de înscriere pentru fiecare participant, $2000. Da, a fost un vis frumos, dar cam scurt. A durat, din păcate, doar 2 minute. S-a cam amânat plecarea noastră în America. Bine. Asta dacă nu facem cumva rost de 4.000 de coco. Da, bravo, mă, vorbești de $4000 și că vorbești de 40 de lei. Uite acum facem rost de ei. Hai să ne gândim cum am putea noi doi să facem rost de $4000. Na, gândește. Bă, fii atent. Am o idee. Ne angajăm un spătar și tovara întreagă strângem toți banii de care avem nevoie. Gata, știu! Ne facem babysitter!
întâmplat să plătim acolo? Nu, dacă stă la plajă, nu mă gândesc eu, nu am capul, frate. Merge de acolo. Bă, frate, dar știi că n-avem mașină să cumpărăm? Asta nu m-am gândit. Păi uite, fii atent că ne trebuie cam 2000 să ne cumpărăm o mașină, nu e mare plâns. Adică e, da. Na, păi și cum facem unul? Păi cum să facem? Aie, alegem una din primele două să facem rost de bani. Acum, ce alegem? Gospodar sau babysitter? În legătură cu anunțul cu Bona. Da, 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 intrați. Așa că avem grijă de copil și o combinăm și pe maică-sa. Te gândiți de că avem meci? Știi cum intră un alt teren înainte de meci? Fii atent și în față. Uite, doamne, cum Haideți, haideți. Lasă-o pe canapea. Ceva? Un vin roșu pentru mine, să am nevoie. Adică am vrut să zic o apă minerală. Așa, după cum am spus, de la ora 3 la ora 9 o să fim plecați. Perfect, că noi la ora 2 terminăm școala. Este perfect, practic. Ați mai avut grijă de copii? Da. Nu. Prietenul meu vrea să zică că nu am mai avut grijă de un copil așa de frumos ca al dumneavoastră. Vai, mulțumesc. Testul acesta o să fie foarte ușor. Da, 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 bazați-vă pe noi. La orice. Nu plânge, doarme toată ziua. Nu să vezi absolut nicio treabă cu el. Vezi, mă, ți-am zis eu. Facem bani ușor. Ce mai mă, ești de mă, păi asta e relaxare. Ne jucăm pe PlayStation, ne uităm la televizor. Mai ușor și mai bine, de atât nu se putea. Și de câți copii ați mai avut grijă până acum? Păi cam... Cam 10. E ok, deci aveți ceva experiență. Da, dacă ați ști dumneavoastră, mult rău. E ok, înseamnă că o să vă fie foarte ușor. Garantat. Și dumneavoastră singură? Singură ce? Prietenul meu a vrut să zică singură aveți grijă de copil? A, da, în mare parte singură. E divorțată 100%. N-a putut niciun bărbat să-i facă față. Până am ajuns, mă? Ce? Bă, păi nu vezi ce bărbat bine aici, mi se pare ceva normal. Uite-te aici, bărbați adevărați, mă, frate. Și cu plata cum facem? Pentru dumneavoastră, gratis. Bă, ce ai mă, Igor, roz, ne-ai uitat pentru ce am venit aici. Prietenul meu a vrut să zică cum ne-am înțeles, practic. Aha. În acest caz, cred că ar trebui să discutați cu soțul meu. Alex? Să discutăm cu cine? Sper doar să fie un băiat firav și plăpând. Salut, băieți! Bună, bună ziua! Ce faci, v-am zis bună ziua? Crezi că am 80 de ani? Ăștia sunt bonele? Da. Așa, să începem. Fierbe suzeta de fiecare dată, copilul mănâncă la ore fixe, nu lași copilul nesupravegheat nici măcar o clipă, orice se întâmplă trebuie să-mi dai un telefon și să mă anunți. Să nu credeți că nu știu că v-aș da la nevastă mea. Aveți noroc că am nevoie de voi, că altfel vă rupeam capul. Banii rămân aceiași, 2000, după cele două luni de zile și dacă aveți o singură greșeală, nu primiți nimic. S-a înțeles? Da, absolut. Nu vreau să știu ce o să se întâmple dacă greșim cu ceva. Cred că mai bine ne făceam ospătari. Salut băieți, aveți grijă! La revedere! Ne vedem în seară! Vezi, mă, vezi, ți-am zis eu că ne place, ți-am zis eu că ne place. Normal, mă, mi se pare normal. Da, bravo, mă, să înceapă relaxarea. Hai să-i dă. Hai, mă, că nu zice nimic, ăsta e cu minte foc. Să înceapă distracțiunea și relaxarea. Stai că cum frumos aici. Pac, așa, tati. Așa. Ia, vezi, mă, dă-i drumul și adu-o două manete. Hai că mă duc. Hai. Aduc ceva de băut. Două beri. Hai că vine băiatul. Vino mă puțin!
hai să luăm 2000 de euro de aici, că la câți bani sunt, ăștia nici nu se dea seama. Și ne luăm direct mașină de ei, n-are rost să facem ca poști pe bolele, ești nebun? Tu, dacă ai fi în locul nostru, ai luat banii sau nu? Scrie-mi la comentarii.